La noi, la poartă, a sosit doi soldați maghiari pe biciclete. Tata venea din grădină cu pălăria în mână. Iertați-mă. Plină cu prune. Zice că tata să vină cu ei. Tata zise să-mi pun pălăria jos, să-mi prunele să... N-ai nevoie de pălărie. Înainte. Și l-a trecut pe mijlocul satului. De la casa parohială, ca să ieși, trebuia să treacă un podeț. I-a spus să meargă sub podeț. Tata și-a dat seama că vreau să-l puște. Oamenii pe la porți, speriați. Ăștia văzând că se uită și oamenii și s-au intimidat, cei doi bicicliști militari. Și-a spus să meargă mai departe. Din partea cealaltă a satului veneau deja jandarmii cu noile notabilități, cu primarul și cu viceprimarul nou de unguri din sat, care erau consăteni. Tata, când i-a văzut, a strigat la ei. Ce? La tata. Ce întreabă-i? Și atunci soldații maghiari a spus, ăsta este preotul de român de aici, ăsta trebuie pușcat. Jandarmii au zis, zice, lăsați-l la noi, părinte, zice, haide cu noi la postul de jandarm, dacă o fi ceva, că ai făcut ceva, o să răspunzi. În sfârșit, mama când l-a luat pe tata, mă ținea în brațe și zice, l-omoră. În sfârșit a venit tata seara acasă, tata a plecat cu părul cum e dumnealui, negru, și a venit alb acasă, a albit. Pe 7 septembrie au intrat trupele maghiare. Și ne forța ca să avem în mână drapelul unguresc și să strigăm Eien Magyarul Szag. Unguri, soldați, pe cine se întâlne cu civili aici de Ipușca. Când soseau ungurii în Zalău, m-am dus să văd cum vine armata ungurească. Nu am stat până seara, am văzut cum au venit trupele, săreau ungurașe la ei, sărutau, ei e modelul să trăiască Ungaria și Urale și așa. Și au trecut în grămadă ungurii din Treznie, pe acolo și ne-au văzut ce unul să ne întâlnim de seara la Lengel, era o crijmă Lengel. Și acolo am văzut pe ungura pe cu soldații de unguri de braț, cântau acolo și beau împreună și soldații mai luau banetul, băteau în masă, es ola vir fogini, ai să abia sânge de valah, așa zice. Trei ofițeri intră și Krupa era acolo. Zice că te el, megir că este un chezastu, ai micor virot, cârul vesu cofolut, își vagi cu el mindori. Înseamnă că am sosit un batalion, în zorii zilei încunjurăm satul și tăiem ca pe sfeclă. O venit ungur. S-a ocupat, a venit la Zalău, de la Zalău. O venit în Treznie și chiar eu în timpul ăla eram la Plug. Era o zi liniștită și știam că trebuie să mergem la adunat de Otavă, undeva la o distanță de 7 km de sat. Frate meu, sunt conservitorul mă înainte, că-i cum ai aici, eu cu sora de mână. Până armata ungară, până acolo sus, la Mesteș, acolo, la fân, cum spunem noi. Și beam un pic de arat acolo, întorcem repede să viu să văd și eu armata ungurească. Asta a fost pe la Niazăs, pe la 12. Și când am văzut că torcând ghibonul, eu numai asânt că vine cu câteva pușcături de aici din pădurea asta, este o pădure aici, de la biserică încolo. 4-5 pușcături. Pe urmă am văzut că dă cu mitraliere și cu tunuri de astea ușoare în biserică. Atunci am văzut că nu-i bine. Am văzut o jumătate de oră că se trăgea cu tunul, era foc și începuseră aici pe măgură să ardă vreo 20 de case. Am văzut că arde casa tătut. Băi, dar ce fac? Ce-i acolo? Ardea. Când pe tătuca l-a pușcat, mă să se suie în pat sau cumva. O murit acolo și o picat sperlă de ce pe el. Nu l-am găsit până
în cezi. Când am ajuns acasă, era bunica și cu un văr a sătuchii, se spăla la pământul, la haloia, se spune noi, unde avea vichile apă. De sânge cum a fost pe mămicuța în pat. Că mămicuța o tăiată tătă pe tăiată în sat, deși sânii și mâinile, numai la față nu a fost tăiată. Pe unele femei, pe mama lui, ăsta care a fost ale labu, din banietă a omorât. Și pe ăsta drum a fost a familiei de evrei, pe aceea pe doi bătrâni și două fete, numai din banietă i-a omorât. Și mai încolo, un vecin, iară, din banietă a fost o fată și o femeie, la familia lui Lazar Ion. Și așa s-a făcut până s-a făcut 86 de morți. Bătrâni, tineri, copii, femei, tot felul. Și ca norocul eu n-am, de mă vede, mă pușca. 300 de oameni au fost strânși după ce s-a oprit măcelul care a fost și a murit 87 de oameni, au fost strânși vreo 200 de oameni din vreo 1500 cât avea comuna și duși aici la marginea satului ca să fie împușcați. Și apoi au dus pe unii care au strâns din până sat, au dus în jos, acolo la locul numit Moara Părului. I-au pus pe iazul morii, pe două șire și în răzuri, două mitralele ca să puși să cadă în apă. Și după ce eu un colonat, au pus două puște mitralele aici, în ipom răzuri acolo, și apică să treacă un glon stăpân doi. La poarta sălașului, cum îi zicem noi, s-au auzit pușcătul și a venit un ofițer de-a lor. Și grad a avut, nu știu, colonel sau general, cam așa putut. Când au văzut ungurii că vine și-au dat jos cu mașină, vin sau călărește. Atunci cât s-au lăsat și au luat poziție de drept. L-au salutat pe ofițerul. Ce faceți aici, porcilor? Păi că uite că o tras în noi, s-a făcut partizanul, o tras în armata ungurească. O zis, soldați aici, sau sergenți au fost, către ofițerul. Care are armă? Care are armă? Că nu-mi puș eu. Era cu 100 de persoane. Nici unul nu avea, nici armă, nici botă, nici nimic. Nu-mi puș eu. Și apoi că eu am crăit, eu... Nu, eu am dosăgit foarte rău. Nu, oameni, să mergeți acasă, dar numai pe drum, să nu dați în părți, să nu vă puși. Și le-o da ordinea să nu cumva să mai tragă. Și o mai pușa și după aceea bată 20. Și după aceea. Și apoi vin oamenii. O scăpa de noi, o pușca pe aceea. Dacă îi pușca și pe aceea, erau aproape 200 de morți aici. La intrarea companiei la ora 11 în comună, adică la școală, comandantul locotenentul Voașvari Zoltan a făcut un scenare. A dat la doi civili două pistole și a spus: când vedeți că se apropie compania, trageți în aer. Zis și făcut. Când au tras în aer, comandantul a strigat: atenție, companie, valahii trag în voi! Compania a depostit. S-au culcat la pământ. După câteva secunde, comandantul a ordonat încolonarea direcția curtea școlii. Aici erau cel puțin 20 și ceva de cetățeni maghiari, împreună cu baronul, preotul reformat și învățătorul. Le-au întrebat de comandant ce se va întâmpla dacă Ardealul va fi dat înapoi cândva României. Comandantul a răspuns: veți primi replica. Cetățenii au spus că nu suntem de acord. Și atunci comandantul a spus: hai să -i executăm pe toți din comună. Cetățenii s-au sculat în picioare și au aplaudat și au spus că are dreptate domnul comandant. În momentul în care s-a făcut echipe pe fiecare stradă, condus de cetățeni maghiari. Astfel că pe la ora 3 după miezul nopții au început masacrul pe străzi. Umblau cu
grupurile astea înarmate de ortiști și arătau, aici stau români, aici stau români. Și după câteva secunde am auzit că am intrat la spatele căsă. Acolo ușa era încuiată. Au bătut la ușă, mătușa n-a deschis ușa și atunci au tras un cartuș prin geam. Am auzit cum au sunat sticlele când au împușcat. Și atunci a ieșit afară toată familia și am auzit împușcături și țipetele copiilor. Se auzeau rafale de împușcături și se auzeau cum țipau femeile. Nu mi-l lua, lasă-mi-l că e al meu, nu ți-l dau. Și pe urmă iar rafale de împușcătură și liniște. Și am spus, tată, aceștia omoară împușcă românii. Tata n-a mai avut cuvânt, n-a putut să vorbească nimic. Și odată am auzit izbiturile cu patul armei în uși. Maică mea i-a spus, du-te, deschide-le ușa, că e mai rău dacă e încuiată ușa. A deschis ușa, tata a ieșit pe târnațul casei și a fost întrebat de soldați maghiari. Banditule, unde ți-e arma? Taică mi-a a spus, eu nu am armă, sunt invalid de război, din 1916. No, atunci ieși afară. A ieșit și am auzit 5 împușcături. Și era trupa care venise, trupa de hortiști, care trebuiau să, probabil că ei, nu probabil, ei erau cei care executau. După care a intrat 3 soldați în casă cu baionetele pe armă. Au intrat după noi și ne-au zvârlit pe toți afară. Și zice, tu ce aștepți, mă, ieși afară. Și ne-au spus să ne așezăm toți unul lângă altul, să ridicăm mâinile și să nu ne mișcăm. Și bineînțeles că am început să plângem. Am văzut focul de patroane cum trăgeau în mine. M-am speriat și m-am culcat lângă taică meu care era deja culcat la pământ. Și tata, în momentul în care a tras și eu plângeam, tata ne împușcă și dădeam din picioare, s-a întors, l-a numerit clonțul și m-a tras sub el. După ce au fost executat toată familia, ne căuta cu lanterna, care mai mișcă, pentru că nu au fost împușcați mortal toți. Și care mai mișca, trăjeau până când vedea că nu mișcă. Când a ajuns la mine cu lanterna, eram cu fața în jos, zice, măi, ia veniți încoace unul și mai trageți-o câteva cartușe în ăsta. Soldatul a venit, cu baineta ajungea la capul meu și a început să tragă. A tras 5 cartușe. Toți erau morți. L-am gâlțit puțin pe tata, tata era căzut pe bord. Mama, care era lângă mine, era tot cu mâinile ridicate, dar îi curgea o șuviță de sânge din gură. Am încercat, nimic. Lângă ea era domnica, avea 18 ani. Și ea era liniștită, culcată, căzută pe spate și cu dura de sânge din gură. Mi s-a spus pe urmă că probabil că am nimerit-o în inimă. Susana, care avea 21 de ani, ea avea și fetița, era căzută, dar în jurul ei erau bucăți de carne din ea. Pentru că au folosit gloanțe care explodau și rupeau carne din trupul omului. Și Iuliana, puțin mai în spatele lor, nu știu de ce, că doar noi am fost toți în linie dreaptă, de ce era ea puțin mai în spate, nu știu, o fi încercat să fugă, nu știu. Dar și ea era jos, pentru că eu am pus mâna pe toți, toți erau, nu mai mișcau. De la momentul ăsta și până la ora 8 n-am avut curajul să mă scol de la pământ, deoarece s-auzea vorbind. Și mi-era frică că dacă mă scol, mă execută. Și atunci eu am zis, ce fac?
primul lucru am zis să fug la sora mea care stătea alături. Aveam o soră căsătorită alături. M-am dus la ea. Acolo i-am găsit morți și pe ea, și pe soțul ei, și pe socrul ei. Se vedeau două trupuri întinse în alb. Și am spus, vai ce bine, înseamnă că Leontina a scăpat. Și am intrat curajoasă în casă. A scăpat Leontina. Am intrat acolo unde dormea ea. Am găsit-o lângă pat. Se zvârcolise. Căzuse din pat. Nu știu, dar în tot cazul se vedea cum s-a zvârcolit. Era moartă. Zic, nu-i nimic. Am văzut-o pe Viorica, nepoțica mea de 2 ani și 8 luni. Și am zis, poate a scăpat ea și am luat-o în braț. Când am luat-o în brațe, nu mai avea jumătate din cap. Retezaseră ceasta, partea din spate. În capătul comunei, spre comuna Porț, era familia Lontea Gheorghe. Femeia trebuia să nască și îl trimitea pe bărbatul său, că era în dureri de naștere, du-te după moașă. Și nu l-au lăsat să meargă după moașă pentru că au spus că o ajută ei. Și au ajutat-o. I-au sfârșit burta și au omorât-o și pe ea și copilul. Și sora mea de 11 luni, când am intrat în casă după ce m-am sculat de la pământ, era plină de sânge și spartă cu baioneta în pat. La spatele căsă a rămas un copil de un an în leagăn. Soldat, eu eram în Poducase, auzeam tot ce se vorbea. Soldatul a spus către un țigan, îi cunoșteam vocea la țigan, zice, uite ce-i în casă. Când a ieșit țiganul, a întrebat, ce-i în casă? Eu un copil în leagăn. Ce face? Râde. A intrat soldatul și am auzit două împușcături. Am văzut că oamenii erau adunați și toți se întrebau ce-o fi, ce se întâmplă, ce e la ip, ce Dumnezeu e acolo. Și o femeie mai în vârstă a zis, uite un copil. M-a luat și m-a dus acolo și m-a întrebat ce se întâmplă. Nu știu, dar ce e acolo? Știu că ai mei toți sunt morți. Pe unde am trecut, n-am dat decât de morți. Dimineața, pe la ora 9 au adunat cadavrele. Cetățenii din comună cu căruțele. Și atunci am văzut șirul de căruțe care urcau spre biserică. Oamenii spuneau, eu nu mi-am dat seama, oamenii spuneau, probabil că ar morți la grob. La adunarea cadavrelor pe care i-a dus la cimitir, a fost un singur român prezent, scurtul Victor de 18 ani. Acesta mi-a detailat tot ce s-a petrecut la cimitir. Și am stat așa acolo toată ziua până când s-a terminat șirul de căruțe. Nu plângeam, nu vorbeam, întrebam numai în care căruțe sunt ai mei. La cimitir, două persoane, Sârca Maria de 40 de ani și Ola Maria de 15 ani, nu erau moarte. Mai suflau. Totuși au fost aruncate în groapă. Când au ajuns căruța ca să-i, cu mai mei, ca să-i mormânteze, acolo erau adunați unguri, mulți. Unul dintre ei a luat un par și a crăpat capul tatălui meu și a zis să aibă impozit în plus. Poutodou, cum se zicea la noi în Ardeal.
pot și a crăpat cap. Și altul, ca să se arate și mai grozav, când au coborât-o pe mama, înainte de o arunca în groapă, a zis că el vrea să vadă. Cum este grăsimea de biuțășoara, că mama era o femeie voinică. Și-a despicat-o. A despicat-o în două. Și pe urmă a aruncat-o în groapă. S-a bătut toba, așa se anunța la noi. S-a bătut toba că cei care au scăpat la ip să meargă acasă. Și rudele tatălui m-au luat de mână și au zis, hai să mergem. În graj se avea grijă de că aveam vaci, boi, mă rog, multe. O gospodărie mare era. Era bărbatul lui Ilun Coneini. Și când m-a văzut, foarte bucuros, a scos din sân un steag unguresc. Și mi l-a arătat. Și a zis, uită-te, eu l-am ținut înmormântat 20 de ani, dar uită-l că a înviat, dar ai tăi nu mai vine înapoi. În tot cei 4 ani de dominația maghiară, n-a fost voie să se pună cruce la mormântul martirilor. Până... Nu, niciodată n-am să pot să iert. Nu se poate. Pe cruce așa sunt înșirați. Pe cele 3 rânduri, cum sunt așezați în groapă. Cu sufletul eu sunt acolo. Nu pot. Nu pot uita. Și să nu uite niciodată, numai eu, că eu nu pot uita. Dar să nu uite nici copiii mei, dar să nu uite nici copiii copiilor lor. Și mi-a făcut ăsta și așa scrie pe el, nu uita.